Suntem într-unul dintre cele mai spectaculoase, dar și izolate locuri de pe planetă. Filipine. Cele peste 7.000 de insule acoperite cu vegetație exotică adăpostesc specii de animale pe cât de impresionante, pe atât de periculoase. Un adevărat paradis, dar și un... Liniștea acestor locuri poate fi zguduită din senin de furtuni tropicale înspăimântătoare. De români au zburat doar cu hainele de pe ei la capătul lumii și sunt pe cale să înceapă aventura vieții lor. Nu au nici cea mai mică idee despre ceea ce urmează să li se întâmple în acest joc. Oricând se poate întâmpla orice. Timp de 44 de zile vor fi naufragiați pe o insulă nelocuită. Își vor găsi singur mâncare și vor fi lipsiți de orice fel de confort. Am spirit de aventură și întotdeauna mi-am făcut provocările. Jocul meu va fi bazat pe construcție tactică. Cred că sunt mult mai bun pentru probele bazate pe inteligență. 18 străini obligați să trăiască împreună și să-și creeze o nouă societate, în timp ce se luptă pentru supraviețuire, dar și unii cu alții. Am încercat întotdeauna să combin sportul cu oamenii și asta m-a făcut probabil bun și pe partea socială. Se vor adapta sau vor fi votați să plece de pe insulă. Sunt însoțitoare de bord. Sunt mereu cu zâmbetul pe buze. Asta nu înseamnă că mă voi lăsa culcat în picioare. Sunt cel mai mic. Probabil deja s-au gândit că o să mă poată manipula. Sunt conștient de ce o să fie. Fiecare va fi pentru fiecare, deci. La final, unul singur va câștiga 100.000 de euro. Aceasta este povestea lor. Pentru prima oară în România, supraviețuitorul Filipine, iadul din paradis. 44 de zile, 18 români, un singur supraviețuitor. Veselie, agitație, wow, ce urmează, tu ce știi să faci, care e mai slab, care e mai puternic, puțină strategie, dar degeaba, o învălmășeală așa de sentimente și forme care probabil se vor transforma în total altceva. În acest concurs contează să ai un echilibru între a fi sportiv și a încerca să manipulezi oarecum și să nu pici dintr-o extremă în alta. Voi fi o persoană echilibrată, curajoasă și cel mai bun să fie.
trebuie să fii și un bun sportiv, să te și egale. Pe parcurs ne vom da seama care are șanse mai mari și care nu. Va fi importantă alianța și ce știi să faci cu creierul. Alianțele contează, însă nu trebuie neglijată nici partea competitivității sportive și așa mai departe. Planul meu este să mă aliez oameni buni pe toate planurile. Îmi doresc ca majoritatea concurenților să ne vedem ca niște adversari și nu ca niște inamici. Salut, supraviețuitori! Salut! Bine ați venit la supraviețuitorul Filipine! Bine v-am găsit! Sunteți pregătiți pentru aventura vieții voastre? Da! Minunat! Domnișoara cu cosițe superbe! Soarele ăsta exotic te arde în numai câteva minute la expunere. Cât timp crezi că o să rezici la soare pe insulă? Până la sfârșitul emisiunii. Până la sfârșitul emisiunii, bravo! Un domn cu pălărie de cowboy. Par foarte sigur pe tine. În opinia ta, cine crezi că are mai multe șanse în emisiunea asta, bărbații sau femeile? Toți au aceleași șanse. Și dorința ta care va fi? Să ajung până în finală. Un obiectiv moderat. Moderat. Domnișoara blondă cu tocuri. Știi că pe insulele din jurul nostru sunt șerpi veninoși, insecte periculoase și tot felul de jivine care mișună noaptea. Cum o să te simți când o să dormi singură pe insulele astea noaptea pe plajă? Nu o să fiu singură, o să fiu alături de echipa mea. Nu o să am nicio problemă. Îți doresc mult succes. Mulțumesc frumos. Sunteți pregătiți să începem? Da! La semnalul meu o să aveți 10 secunde ca să vă pregătiți, după care va trebui să săriți în apă și să înotați până la mal. Wow. Prima femeie și primul bărbat care ajung la mal încă nu am dat semnalul de pregătire și care pun mâna pe colierele care vă așteaptă acolo. Devin liderii fiecărui trip. Tot acolo vă așteaptă și lucrurile de care aveți nevoie și pe care le puteți lua cu voi pe insulă. E limpede? Da, da, da. Aveți emoții? Să vedem cum o să vă descurcați. Am să vă rog să așteptați semnalul meu. Nimeni nu se pregătește până când eu nu încep numărătoarea. În regulă? Absolut orice o să câștig. Eu zic că sunt o numărătoare bună. Eu sunt un luptător de cursă lungă. Mă descurc pe distanțe lungi. Sunt pregătită să fac orice pentru a ajunge între primii. Nu am frică de apă și mă simt în elementul meu. De multe ori mă simt nesiguranță pe uscat. Dacă sunt în apă, n-am nicio treabă. Atenție la mine! Am uitat să vă spun ceva. Ultimul bărbat și ultima femeie care vor ajunge pe plajă vor părăsi insula. A fost așa, wow, când Dragoș a zis mai am să vă spun o chestie, ultimii doi vor pleca acasă, efectiv mi s-a tăiat filmul. S-a înțeles? E incredibil. Și am zis, trebuie să sar și să fac orice, chiar dacă mă ajung prima, trebuie să ajung acolo. Din acest moment aveți 10 secunde să săriți în apă. Super tare. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Arunc îmbrăcat așa cum sunt, gata, aia e, gravată de gât și cu cămașă și cu ce-am mai avut eu pe mine. Nu am gândit să mă descalc, să mi-arunc toate de pe mine, că m-am gândit că pierd timp. Când am ajuns în apa, eram ca o ancoră. Pe la jumate, pur și simplu nu mai vedeam. Voiam să renunț. Bravo, bravo, bravo! Hai! Iată, avem și prima femeie care a câștigat. Felicitări! Iată-ți colierul, meriți!
Bravo! Foarte dificil concursul de not. Fusta asta nu-ți permite să te miști foarte repede și la proba asta chiar trebuia să ai viteză. M-am gândit rapid că atunci când sar să o ridic și fusta, pentru că altfel nu-mi permitea să mă mișc. Nu vine să cred, dar am ajuns prima la marș și am luat acest... Nu știam, sunt ultimul. Nici m-am mai interesat în momentul ăla. Singurul lucru pe care vreau, să ajung la man. Atât. Haideți, ultimii metri! Așa e Alin, îmi stabilește scopuri pe termen scurt. Pași mărânți, viață lungă. Am ajuns la mal într-un final, dar nu primul. Chiar n-am avut niciun stres. Știam sigur că nu o să ies ultima. Mi s-a făcut rău din cauza apei sărate. N-am avut ce să mai fac, s-a vărsat tot, am rămas gol pe dinăuntru, plin pe din afară și s-a terminat. Nimeni nu sare cu haine în apă, nici măcar atunci când e vorba de viață și de moarte, să salvezi pe cineva. N-ai cum. Asta e singurul motiv pentru care a câștigat Lucian. 1, loc 1. Gata cu Caterinca. Hai. Nici măcar nu mi-a trecut prin minte că o să fiu ultimul. Știam cum not, știam de ce sunt în stare și am ajuns ultimul. Am să te rog să rămâi aici. Voi puteți trece în dreapta mea, bine ați venit. Dezamăgire, frustrare, ură, nervozitate, un mix, un cocktail pe care nu l-am mai trăit până acum, sincer. Am străbătut o jumătate de lume să vin aici să fiu primul supraviețuitor și în 5 minute s-a dus dracului totul. Aplauze și pentru ultimul concurent! Știu să not, dar nu am viteză. M-am blocat, am notat un pic și mi-a intrat apă în gură, n-aș, m-am întors și am văzut că toți sunt pe insulă. Gata, mi s-a tăiat tot. Știu că ați dat tot ce ați avut, știu că ați depus tot efortul de care ați fost în stare, dar ați pierdut prima probă din acest joc. Trebuie să părăsiți insula. Acum. Respect. Baftă. Am pregătit pentru multe și i-am dezamăgit pe cei de acasă. Așa am simțit, am dezamăgit pe băiețelul meu că am venit până aici și am ajuns ultimul. Trebuia să-mi dau jos pantalonii în momentul în care am sărit în apă. Erau 10 secunde pe care le recuperam extraordinar după aceea și ajungeam pe insulă. De cei doi eliminați nu mi-este milă, dar nici nu sunt bucuroasă. Adică mă gândesc că vi-a avut șansa măcar să stea o zi aici, în trip, să vadă cum e insula. Adică, practic, nu m-au făcut nimic. Nu milă, cred că... Nu știu. N-aștiu. Îmi pare rău. Dar și David, dacă v-am dezamăgit. După ce am auzit că Aurelia a ieșit, în același timp cu Liviu, mi-am adus aminte ce mi-a zis înainte să sar. Tu o să ieși primul, tu nu știi nimic. Tot încerca să râdă oarecum de mine că-s mic. Și pe aia când am văzut că a ieșit, mi-am dat seama. Zic, ia uite-mă, ce e asta? E un fel de karma. Sincer, îmi pare rău. Nu au avut și oportunitatea să vină cu noi. Măcar să aibă parte de o experiență, de o zi, de ceva. Așa au plecat imediat. Cred că e frustrant. Felicitări! Ați trecut cu bine de... Felicitări în special câștigătorilor! Cum te numești? Lucian! Și cu ce te ocupi? Sunt barman. Și cum te simți acum știind că ai fost primul care a câștigat prima încercare din acest joc? Un pic mai bine. Mai bine doar. Doar puțin. Și tine cum te cheamă? Diana. Nu știam că însoțitoarele de zbor sunt și așa de bune notătoare. Am fost surprins. Felicitări! Aș vrea să vă rog să vă prezentați, ca să vă cunoașteți un pic mai bine între voi. Mă numesc Paul Robert, student masterat în educație fizică și sport. Mă numesc Alexandru Crețu și predau tehnici de supraviețuire.
Mă numesc Mircea Amza și lucrez în construcții. Mă numesc Alexandra Matei și sunt designer vestimentar. Mă numesc Munteanu Maria și sunt vânzătoare și totodată în anul 3 la psihologie. Daniela Sandu și sunt make-up artist. Mă numesc Pătea Sorin Iulian și sunt skier de performanță. Eu sunt Adina Popescu și sunt studentă la medicină. Sunt Raița Cadar și sunt balerină. Andrei Zanfir, consultant IT. Ina Chira, artist fotograf. Mă numesc Mircea Sărac și sunt avocat. Mă numesc Andreea Costin, am terminat dreptul, sunt juristă oficial și antrenoare de patinaj artistic. Eu sunt management de proiect și achiziții publice. Diana Burnos, însoțitoare de bord și studentă la psihologie anul 2. Urmează acum să vă alegeți triburile. Este o decizie pe care o veți lua individual și în același timp împreună. Am să încep cu liderii care trebuie să-și aleagă culoarea tribului lor. Aveți acolo cele două culori, roșu și albastru. Vă rog să vă sfătuiți și să îmi spuneți ce culoare alegeți pentru tribul fiecăruia. Când în vedere că ai niște roșu la gât, le iau eu pe albastru. O, dar nu mai e ok? Da. Stai. Roșu. Albastru și roșu. E momentul să vă alegeți triburile. Concurent de sex opus. Fiecare concurent ales va alege la rândul său un nou membru de trib care trebuie să fie de sex opus și așa până la final. Deciziile acestea sunt individuale. Vă privesc. Voi le luați și voi vi le asumați. Veți trăi cu ele până la sfârșitul jocului. Omul pe care îl alegeți să vină în trib este responsabilitatea voastră și s-ar putea să devină, cine știe, povara voastră. De oamenii din tribul vostru depinde foarte mult supraviețuirea voastră. Ține de încrederea voastră, de intuiția voastră, de ceea ce simțiți, de ceea ce vă spune inima, de ceea ce vă spune mintea, ca să luați decizia corectă. Liderii de trib, am să-i rog să... Să înceapă Diana. O să-l aleg pe Alin pentru că a dat dovadă de mult curaj. Am observat cum era întins pe jos. Asta înseamnă că și-a dorit din tot sufletul să câștige proba aceasta și a dat tot. Alin, ai fost ales. Și nu vine să cred. Ok, Alin, și de ce Alin? Pentru că a demonstrat că luptă și deci se chinuie să facă orice, indiferent de probă. E bine să creadă deocamdată lucrul ăsta despre mine. Toți, nu numai Diana. N-am reținut cum o cheamă fata în albastru. Raița. Raița. De ce? E sportivă și cred că rezist. Raița, ai fost aleasă. Credeți-mă că nu știu ce a ales piticul cu barbă. Deci nu știu ce a ales. De momentul în care mi-a venit rândul să aleg, am zis... grea decizie. Alin, Diana a ales sacrificiu. Eu trebuie să aleg ajutorul. Pe tine am să te aleg. Nu știu de ce m-a ales să aleg în acest trip. Eu nu l-aș fi ales pe el, dacă eram înaintea de iar. Raița? Domnul cu tricou gri. De ce l-ai ales? Raița. Lucian. Mircea. Absolut prima impresie. E o decizie foarte importantă cea pe care o luați acum. Vă veți aduce aminte în decursul celor 44 de zile de decizia aceasta, pentru că ei sunt oamenii pe care voi i-ați adus în trib. Adina, e rândul tău. O să-l aleg pe Andrei. De ce pe Andrei? Pentru că are mușchi și avem nevoie. S-a colocat mai multă forță, așa. Și în trip s-ar putea să o conteze. Mircea? Am să o aleg pe domnișoara cu cămașă în dungi. Mi se pare mai sportivă și avem nevoie de așa ceva. Andrei? Mi-a
făcut o intrare destul de tumultoasă, luându-mă în brațe. A fost așa, ceva haios și super spontan. Deci ai trecut-o pragul. Pentru că a spus că face sport de performanță, patinaj, și bănuiesc că de câte ori a căzut, de atâtea ori s-a și ridicat. Deci e o tipă care luptă. Mi-a plăcut foarte mult ce a zis. Știi că am căzut de mii de ori și de fiecare dată m-am ridicat. Chiar m-am regăsit în ce a zis. Maria? Am văzut un băiat în cămașă roșie. Mi se pare destul. E rândul tău. Când înotam, am văzut pe cineva în fața mea, așa, non-stop, non-stop, Mircea. În doilea Mircea. Noi avem mușchii, ok? Trecem la artă. Da. Artă? Nu? Artă? Fotograf, nu? Artist? Bine venit. Bine. Am să aleg pe domnișoara în alb. E ușor de remarcat. Ina, este rândul tău. Decizia devine din ce în ce mai grea pentru că nu mai sunt foarte mulți concurenți. Cred că un instructor în supraviețuire va fi tot mai bun. Când am rămas cu Odniela la final, a fost foarte ciudat, pentru că toată lumea era aleasă și nimeni nu ne alegea pe noi. Echipa albastră te așteaptă. Felicitări! Acestea alături de care veți trăi, cel puțin în prima parte a acestui joc. Vreți să știți cum vă cheamă? Tribul Roșu. Tupic. În limba locală înseamnă apă. Tribul Albastru. Anin. Înseamnă vânt în limba locală. Apă și vânt. Două elemente care se înfruntă, dar și de care aveți foarte mare nevoie în acest joc. Triburile au fost alese. Am să vă rog acum să vă luați cele câteva lucruri pe care puteți să le aveți cu voi pe insulă. Doi saci au rămas acolo, ca o amintire a probabil la oricui, dacă nu reușește să fie mai bun decât ceilalți din joc. Pe apă vă așteaptă două plute. Gata să vă ducă la insulele voastre. Mai am ceva pentru voi. Bandanele tribului și harta, ca să știți cum să ajungeți acolo. Hop. Tribul too big. Sunteți gata să porniți la drum? Da. Mai am un singur lucru pentru voi. La semnalul meu veți avea 60 de secunde ca să săpați după proviziile care sunt ascunse aici și pe care le puteți lua cu voi pe insulă. Sunteți gata? Da! Din acest moment aveți 60 de secunde. Start! Căutați bine de tot. Ceea ce aveți aici sunt lucruri esențiale, sunt unelte care pot face diferența între viață și moarte pe insulele pe care veți merge. E foarte important să luați cu voi cât mai multe dintre ele. Vă promit că de dedesubt se ascunde o mică comoară, trebuie numai să o găsiți. Iată
Se pare că Alina a găsit acolo o comoară destul de importantă. Iată, au găsit un tuci, un wok mai precis. Din păcate, mai aveți 11 secunde. 8, 7, 6, 5, cine nu e pe plută, pleacă de pe insulă. 4, 3, 2, 1, plecați! Andreea a început să-și îndese în cămașă tot felul de ulei, punguțe. Când am ajuns pe plută și am început să vedem câte scoate, pur și simplu eram surprins. Mă gândeam, zic, unde am încăput toate chestiile alea? Am dat ele cu două acuri. Două acuri. O sticlă de ulei. Bravo, Dudule! Încă o sticlă de ulei. Bravo, Dudule! Ce un săcule? Opa! Ia de sfânt! Da, oare? Păi! Pe plută dormim diseară. Serios, pe plută dormim diseară. Dă-mă cu acolo, da, mamă. Dă-mă cu acolo. Ce mai avem, lucă de cocos? Băi, dar am găsit două ocuri ăștia, n-am niciunul. Bine, Dudule! Asta a fost prima chestie. Excelent! Hai, Alin, următorul! Prins! Ia Morescu! Supraviețuitori, drum bun! Cele două triburi au plecat către insulele unde vor trebui să supraviețuiască pentru următoarele 44 de zile. Încă nu-și dau seama că acesta nu este doar un test al rezistenței fiecăruia dintre ei. Supraviețuitorul este și un joc social. Este un test al abilităților interpersonale ale fiecăruia. De felul în care vor ști să se integreze în triburile lor, poate să depindă salvarea sau distrugerea lor. Regulile jocului spun că odată la 4 zile, un trib trebuie să vină la Consiliul Tribal și să voteze ca un membru să plece de pe insulă. Naufragiații trebuie să supraviețuiască vremii imprevizibile, condițiilor grele, Consiliului Tribal și, nu în ultimul rând, celorlalți concurenți. S-a întâmplat, s-a blocat. E apa foarte mică, stânci și nu mai poate să merg. Ne-am blocat cu pluta la mal, că la mal ne-am mânecat la mal. Atenție la brațe! Am încercat să venim cu ea spre mal, dar am naufragiat pe niște stânci. Ea a făcut în engleză. Nu ne-am așteptat să ajungem aici și să observăm că de fapt ne lovim de un fenomen des întâlnit în zona asta. Flux, reflux. Apa mică, apa înaltă, apa când cum. Ne-am dat jos, ne-am urcat iar, ne-am dat jos, ne-am urcat iar, cum am putut și noi, cum ne-am descurcat. Sunt roșii la picior, sunt înțepată, n-am știut ce ne înțeapă, ce nu ne înțeapă. A fost o nebunie. Ne-a prins și ploaia. Începusem să ne enervăm și nu puteam să ne mișcăm cu pluta de acolo. Fiecare avea o altă idee. Băieții aveau impresia că fetele nu stau bine pe plută, ci pluta se balansează și o să ne răsturnăm. Și o să... Noi vedeam altfel situația, bineînțeles. Cum au vrut ei să decide să aibă ultimul cuvânt, fetele au fost imediat... Nu ne-am certat. Am fost supărați, dar nu ne-am certat. Nu avem altceva de făcut decât să stăm, ne relaxăm, așa că refluxul, să vină apa crește, mergem plut, notăm și tragem pluta la mal. Pe altceva n-avem ce face. Hai, balerină, ploaie în junglă. Ceva sensibil, romantic, care te inspiră,
Mie îmi place. Eu sunt o fire puternică. Am fost puternică în momentele în care alții ar fi cedat. Ploaia în Filipine e caldă. Foarte caldă. Când plouă, nu mai există năbușeală, pur și simplu. Dacă intru și în apă, o să am impresia că sunt baie la mine în vană și stau acolo. Drumul lung. Lung, 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 lung. Obositor și ca după probă așa de început, că ne-a băgat direct în pâine. Ne-a bătut soarele ca pe tot parcursul călătoriei de colo-colo. Am întâmpinat și o mică, mare problemă, că ne-am împotmolit. Unde întâi am eșuat? Am ajuns! Tată! Tată, duce casă! Yeah! 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 Cine-i cei mai tari? Tu, Mic! Cine-i cei mai tari? Tu, Mic! Cine? Tu, Big! Avem mâncare? Avem, orez, avem. Avem. Băi, ne trebuie foc. Da. Se face. Vă promit că reușim. Insula e foarte frumoasă, peisajele sunt extraordinare. Apa foarte limpede, poți să vezi 5-10 metri în apă. Am început să mă acomodez și cu clima. E foarte frumos și e ceva nou pentru toți. Pur și simplu fascinat. O aventură once in a lifetime. Foarte, foarte fain. E un peisaj extraordinar, dar este și foarte periculoasă pentru noi. Deja au început să mă muște fel de fel de insecte. Prin apă nici nu vreau să mă gândesc. Sunt anumite zgomote care te sperie, dar te obișnuiești. Bă, hai că avem treabă, ne schimbăm, hai, ne facem ceva, că... Hai. Prinde noaptea. Iana este lidera și până acum mi se pare o tipă foarte, foarte fain. Se comportă modest și e fix lucrul de care am avut nevoie. Avem o cutie! Mă accept ca pe un lider pe Diana, adică accept orice lider, dar să nu înceapă să liteze. Și plasă de... Avem? Băi, 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 astea sticle! Și plasă de... Băi, macetă! Avem și briceac și macetă! E bine! Ia scuțită, da, bine, măi, perfect. Băi, super, 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 super. Mamă, și cu cât am câștigat, că am câștigat mai mult decât ei. Bine. Bine, același lucru, că sigur au și ei. Sigur au și ei maceta. Sigur au și ei. Dar n-au ulei. N-au ulei. N-au ulei. Mă bucur foarte mult că nu am picat cu Lucian în echipă. De când l-am întâlnit prima oară, mi se pare foarte agresiv. Intră dintr-o extremă în alta. Mie îmi pare rău de Odniela, care nu a nimerit cu noi în trib. Mie de ea îmi plăcea. Lasă-mă și ajută-i pe ăștia. Calcă-mă, lasă cu ducul, lasă cu ducul. Ca și cum ar fi o girafă printre căprioare, așa sunt eu aici, în tribul ăsta. În partea cealaltă ar fi fost... Aș fi fost eu. Aici e mai greu. Doamne, am crezut că nu se mai termină ploaia asta. Am prins soarele de acum, care e foarte frumos, însă îmi dau seama că într-o oră se întunecă de-a dreptul. Am văzut că în locurile astea, odată ce apune soarele, 20 de minute, 30 de minute, e beznă totală. Și în partea cealaltă avem furtună, aici avem furtună. Va trebui să ne remobilizăm, să vedem ce putem face cu pluta asta. Ce e la cartalete de mare. E ceva verme. Ceva care nu știu ce e. Vierme? Un ceva care chiar nu știu ce e. Iar vreau să-i dau cu bambus în cartalete. Bine, zi pace. Robi, maceta? Asta ori o tai. Sau lasă, lasă acolo. De acolo. Lasă acolo. Până ai să o întoarcem în loc? Da, da. Da, deci până la urmă și la coadă vreau să o întoarcem sau nu? Hai pe partea asta, altă, să o strâng în partea aia. Hai, zi, 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 planul meu este unul tactic. Tactic spre o victorie absolută. Spate-i junglă, junglă. Voi fi un fel de mega mind-ul jocului, mastermind-ul jocului, nu știu cum să explic. Adică cred că mi-a folosit foarte mult mintea machiavelic, lipsit de scrupule, așa. A plăcut pentru toată lumea, cu minte
destul de creață, ca să zic așa, astfel încât să mă placă fiecare. Bă, la te banane. Lasă-le să se mai... Tata, așa, lasă-le să se mai coacă. Aulă, ce tare e. E banane, sigur? Suntem intelii. Banane, eu sunt de în Portugalia am mai văzut așa ceva. Nu se cheamă banane, se cheamă... Plantain? Ceva din genul ăla, dar sunt din... Alea sunt semințe, nu le mânca. Hai, da. Pic de salivă în gură. Nu e, măi, e... Exact. Le lăsăm la copt, e clar. La copt. Nu mi-e frică de niciunul dintre ei. Hai că poate Andrei a reprezentat o oareșce amenințare, poate datorită forței fizice, asta gândesc acum. Dar pare un tip așa cu care pot să ajung departe. Vezi, dar nu se coc, ce să nu se poată. Strategia mea este să încerc cât mai repede să-mi găsesc un aliat cu care să ajung până în finală. Două persoane am în cap, Diana și Alin, dar Alin cred că este puțin cam vrăjitor, adică vorbește mult. Transpirând de neia draci, exact. Asta înseamnă eliminat de apă, deshidratare totală. Nu știu, prin atitudinea lui pare un om care e sneaky, așa e... Uite, și asta, asta. Dar văd o urmă de încredere pentru el. Nu se duce singur. Sunt genul de om care acordă o șansă. Malefic. Fac treaba aia cu un scop. Poate să am nevoie mai târziu. A, uite, mă, e un punct de belvedere sus. Uite, mă, câți pești sunt aici. Mamă! Ce-am remarcat, toți ceilalți concurenți au studiat foarte bine jocul. Și toți încearcă niște mișcări. Dar nu se lasă să descopere cine sunt și ce idee am. Și o să încerc să fac cu mai multe alianțe a fetelor. De aici nu luăm apă. Nu e apă curată, nu se poate spăla. Deocamdată e prea devreme. Aștept. Hai că trebuie să mai și mâncăm pe seară. Trebuie să mai facem și foc. Băi, ai foc a foc, dar de foc. Voi lupta până la capăt. Voi duce bătălia, cum am zis. Da. Și cum nu sunt dușmanul, bă, nu am nevoie de bani. A găsit apă! Avem apă? Am de gând să-i manipulez pe toți, ca să-mi fie mie bine. Am întâi puternic să câștigăm majoritatea probelor la care vom fi supuși, să fim în superioritate numerică față de tribul celălalt și, în consecință, deja de aici, cumva eu îmi creionez trei finaliști. Alin, Diana și Andrei. E complicat, ia o rostogolește, două peste camutul acolo, ia... Hai, doi, trei și... Dar nu ți lulează, mă, stai, te obosit tu. Hai să vedeți acolo, să vedeți la ce m-am gândit. Umbra-i deasă? E parfumerie aici. Umbra. E umbră ca lume. Deci, practic, ne trebuie acoperișul de ploaie. Și ce vrei, să o aducem așa, să o punem în picioare? Da. Și aia se transformă în patul nostru. Dedesubt? Sau pe el? Pe el. Ok, gata, am înțeles, gata. Să nu se urce mai gata, mai. Gata, am înțeles, bine. Bun. Zapi este o persoană care vorbește foarte, foarte mult. Și face mai puțin decât vorbește. Adică îi place cumva el să țină trofeele, dar ceilalți muncesc și... depun munca și greul și tot și el vine la sfârșit, la poza finală. Și atunci, wow, eu am rezolvat treaba, dar munca grea este în spatele premiului și în spatele trofeului și în spatele pozei de finală. 2, 3, 5! Îi pasă numai să comandă, să urle și să iasă cum vrea el. La Otniela a strigat de mama focului că nu a echilibrat pluta. Ți se explice frumos, nu să se strige. Chiar din primele zile, nimeni a zis că nu lucrăm, dar nu în tensiunea asta. Oare dacă fac asta, urlă Lucian, dacă fac cealaltă, oare e bine? Sau Alex, la Alex tot așa, s-a strigat că nu știu ce a făcut sau n-a făcut bine. Păi, totuși. Din cauza stresului, mai e nicio întâlnim, da? Doar de moment. Hai mă, calmează-te. Gata, s-a calmat. Ne calmăm, e totul bine. Hai. Eu văd altfel un lider. Cred că trebuie să direcționeze oamenii, să-i motiveze, să-i încurajeze, nu să le spună tot timpul, băi, tu nu faci bine, băi, să țipe la oamenii din echipă. Tu conduci, nu ești un dictator ca să stai pe un scaun și să dai doar sarcinile și atât. Toată lumea se vine la posturi?
Hai, dă-te și tu să mai stau și eu în fete aici. Am fete frumoase între ele. Și frumoase, și deștepte, și încăpățânate. Au toate calitățile și defectele posibile. Încă pic, încă pic! Hai, cum vă simțiți? Groaznic. Eu tristă. Simțiți că ați fi putut să dovediți mai mult? Normal. Mult mai mult. Dacă profitam de șansa care am avut. Dar fiind prima dată când am notat într-un ocean și o apă mai mare de 2 metri, am intrat așa în panică. Știi că n-are rost să mai continui, că nu am șanse. Care ar fi fost primul lucru pe care l-ați fi făcut pe insulă dacă ați fi ajuns împreună cu unul dintre cele două triburi? Adăpostul. Tot de acela mi-a făcut griji. Adăpostul, pe noapte. Acolo e Vesta. La mii de kilometri distanță, acolo e casa voastră, România. La stânga mea este o șansă de a reintra în concurs. A doua voastră șansă de a câștiga 100.000 de euro și de a le dovedi celorlalți concurenți că voi sunteți adevărații supraviețuitori. Ce alegeți? Estul. Astea sunt lucrurile voastre. Oh, nu pot să cred. Aveți înăuntru și bandanele cu insula exilului. Mulțumim. Acesta este un secret pe care în acest moment îl știm numai noi. Aceea este insula exilului. Dacă veți reuși să supraviețuiți 40 de zile pe ea, căpătați o șansă de a vă reîntoarce în joc. Și puteți fi unul dintre supraviețuitori, puteți fi supraviețuitorul. Vai, nu pot să cred! Acolo, pe plajă, vă așteaptă o ladă cu provizii care este îngropată. Trebuie să o descoperiți. Mult succes! Doamne ajută! Doamne ajută să fie într-un ceas bun. Mulțumim mult! Deci nu pot să cred! Vai, nu pot să cred! Mi-era așa de groază de Larry și de David. Deci mi-era groază de... O să vedeți că supraviețuim. Și bine încă. Fiindcă nu trebuie să ne certăm cu nimeni, că noi deja ne înțelegem. Eu trebuie să-mi dovedesc mie multe lucruri, să-mi vindec anumite răni și numai așa. E greu de explicat, s-au adunat așa din copilărie. Faptul că provin dintr-o familie mai dezorganizată, nu am avut susținere de la nimeni și tot timpul tot ce făceam era greșit, nimic nu era bine. De acolo și ambiția asta să dovedesc, să fac. M-am strâns să mi se zică că tot ce fac e greșit. Primul lucru când am aflat că sunt eliminată au fost copiii, Larry, David. Mă gândeam ce o să le spun, cum o să le spun. Nu am cuvinte să-i spun. Mi-era milă și de Liviu, am încercat să-l întărez. Era pierdut. Insula exilului este un secret pe care îl află doar concurenții eliminați din joc, care vor primi această a doua șansă. Ei nu știu încă, dar odată la câteva zile pe insula exilului va avea loc un duel, în urma căruia unul dintre concurenți va fi trimis definitiv acasă. Uite, avem covor. Dar e plin, uite cât avem. Până va aici va veni apa. Trebuie să-l facem dincolo de fâșia uscată. Vezi că ești friguroasă. Ziua de azi vă poate aduce multă supărare. Fiți pregătiți cu hainele în geantă. Cu hainele în geantă înseamnă eliminare. La semnalul meu, supraviețuitor, fiți gata, start! Dau lacrime, chiar e greu. Vine furtuna. Hai rapid. Hai să ne grăbim. Bă, da, cred că putem să stăm și în peștera aia sau ce vrea să fie acolo. Nu, eu nu cred. Vezi că poate tai și degeaba. Nu, 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 direct așa. Nu, nu, da, da, nu. Dă-mi mai jos, mai jos, mai jos. Pune asta direct. E mai ușor așa? Dacă poți să fie mai mic.
Am și o întrebare. La ce răpăială vine? Voi vreți să faceți un semifoc, un minifoc? O să se stingă instant. Numai bine că uitam ceva să punem deasupra capului. O adâncitură așa ca să zgârie. Dar dacă putem să stăm în peșteră acolo? Unde e peșteră? Aici, în stângă. Nu, că mi-e frică. Serios, o să faceți un mini foc și o să cum că mini foc? Dacă nu facem foc, nici nu mănânci orez. Dacă ar fi mai puțin, ar fi o fată ok. Mie nu-mi plac fetele pisicoase așa, miaună, mie mi-e foame, mie mi-e somn, vreau să fumez. Plac femeile mai puternice, care știu ce vor. Aici trebuie să fie oameni puternici, mai ales în trib. Bă, cu bambus n-am făcut în viața. Zic ce idee am, dacă mă ascultă lumea, ok, dacă nu încerc să fac singurică, dacă mai vine cineva pe lângă mine, ok. Sper să reușim să facem un adăpost, pentru că o să vină furtuna. Cred că am tot insistat pe treaba asta. După să facem un mini foc și poate ceva de mâncare. Vreți să vă ține o piatră peste el? Da, pasă, bă! Mi-a fost chiar frică înainte să ajungem aici și pe barcă chiar am avut foarte multe filme despre chestia asta, că o să ajung aici fiind cel mai mic. Mă zic că da, tu ești cel mai mic, du-te, adune aia, fă-ne aia, ajută-ne cu aia și la un moment dat tu ieși afară că nu mai avem nevoie de tine sau o chestie din asta. Dar deocamdată mă vor, oarecum. Bă, dar noi cu ochelarii nu trebuia să încercăm? Dar ce soare? Cum că e soare? Aștept să văd cum se vor comporta cu mine și în cazul în care îmi doresc rău, o să încerc să fiu și eu puțin mai rău. Ne ascultăm puțin între noi? Voi o să faceți treaba, să scoateți aia. Nu o să ne spuneți unde să vreți să puneți bambușii ca să strângem noi surcelele și astea, ca să puteți să construiți adăpostul. Asta vreau. Vă să pun copac. Hai să facem, să ne organizăm puțin. Copac de aici, nu. Andrei face focul. Să strâng rămână. Nu știu, am mai frecat la ăla? Da. Nu merge, a? Cam vine furtuna. Pe care dreptate, tu, foc, puteți să facem și toată noaptea. Am dat bătaie de cap pluta asta până am reușit să o punem în poziție. Dar până la urmă am reușit. Să ne odihnim în timp ce dormim și mergem. Ne-am rezolvat culcușul pentru o nouă. Dormitor, masă, e multifuncțională această barcă. Dacă începe ploaia, o să ne băgăm sub ea și o acoperim cu ceva frunze sau vedem noi. Obiectivul nostru comun aici era ca să avem pat până să dormim de seară. Acoperișul mai vedem. Fii atent. Să vezi că e la de apă, fii atent. Ia. Apă. Am găsit apă! Avem apă de băut! Ce butoi ăsta? Ia uite! Băi, bună! Ia, noi am băut! Nu fă risipă! Nu risipă, că n-avem multă și... În acest moment mă simt chiar foarte bine. Sunt un pic obosit că am cărat de asta, dar nici nu mă mai gândesc că n-avem de-aia, n-ai... Și n-ai nimic, n-ai nici de-aia, n-ai nici de-aia. O să vedem ce o să găsim pe aici. Am găsit și la probele care le-am avut. Nu știu exact, cred că avem niște banane și... și mai avem 3 nuci de cocos, gata, mi-am amintit. 3 banane și 3 nuci de cocos. 8 oameni, dar e ok. Mai mult de atât, ce să-ți dorești de la viață? E super! Trebuie să ne ținem moralul sus, că dacă ne lăsăm dărâmați, atunci încep problemele. Câtă vreme putem să râdem, să glumim, chiar și pe neajunsuri, e bine! Putem să folosim copacul ăsta? Și pe lângă faptul că putem să folosim copacul ăsta, ai și vedere așa... Da, e chiar e tare, în 5 minute începe ploaia. Ideea e să ai capul acoperit. Dar cât de mult crește apa? Stai! Alo! Cât de mult crește apa? Nu contează, nu o să crească așa mult. Băi, băiatule! Crește dimineața. Sau putem să dormim cu picioare. Dormim cu picioarele acolo. Cum e? Eu zic că mai degrabă te trage invers. Ia-mi tace, te invers un pic. Capul acolo? Capul acolo, da. Nu prea merge. Așa se plouă în cap. Tot peretele ți se scurge ție în ochi. Foarte, foarte multe idei. Cum să facem adăpost, unde să facem. Stai puțin, hai să desfacem pluta. Chiar mai sus putem să le ducem mai așa. Zici tu? Da. Dar vă dați seama ce puzzle e casa asta la găurile care sunt? Aine, taca, toată ziua. Vorbește mult, e de treabă și cam atâta. Sper să nu devină obositor. Ideea e că trebuie să mai facem cumva. Să vină una peste ele aici, așa. Vorbește foarte mult și încearcă să adauge câte ceva, să spună câte ceva, chiar dacă nu știe mai bine ca altcineva din echipă, el tot încearcă să aducă o strategie. S-a dus ploaia? S-a fi dus, nu s-a fi dus? Tot trebuie să-l faci. Mult timp. Da. Lasă, asta e, da, asta e una perfect. Și mai sunt încă... Mai sunt încă... Deci ăsta e cort, fiți atenți.
Oarecum e enervant. Cu hai că știu eu să fac aia, că știu eu să fac aia, dar n-ajungem la niciun rezultat. Ne apucăm de mai multe chestii și nu facem nimic. Vrea să fie el ăla care face orice. Și nu înțeleg de ce. Pentru că n-ai cum să fii bun la toate. Cine vine să ia salteaua? E Puf! Te distrezi, a? Asta e bucătăria, da? Dacă aduci tu ceva de mâncare... Incredibil! Enervan nu e în totalitate. Are câteva idei destul de bune. De asemenea și Andrei, și Mircea. Stai. Păi ar trebui să aducem Pluta. Dar asta nu știu dacă trebuie noi chiar. Toată avem super fundații. O, măcar avem fundații. Maceta, nu o găsim, nu o găsim maceta. Am luat-o de acolo din cutie când am găsit-o, am adus-o, ne-am folosit de ea. La un moment dat, eu știu că a luat-o Raisa. Toată lumea știe că a luat-o Raisa, dar... E posibil să fi rămas pe plută când eram nebun toți, cel mai nebun făceam eu și am zguduit pluta. Posibil să fi căzut, dar din nou revin, știu că a luat-o Raisa. Eu cum le-am pus, știu clar că le-am pus într-un loc. Cum am venit noi cu pluta la mal, posibil ca unul dintre noi să fi dat cu băta de bambus când am creat bambusul în partea cealaltă și să le fi lansat în apă, nu știu. Deja le-am explicat de 100 de ori unde le-am lăsat și cum le-am lăsat acum. Dacă ei au găsit sacul în valuri, ce pot să zic? Trebuie să o găsesc. Păi unde să fie? În pământ? Și dacă a intrat, îl dezgrop, dar n-a intrat. Oh, e foarte bine. Auzi, eu nu știu de ce am impresia că e atât de vizibil încât nu o vedem. Ioi, ce paianjen mare! Hai să-l vezi! E imens! Periculos. Da? Oh, serios? Da, wow. Tot de afară. Hai să vedem. Ok, stai un pic. Ia. Uite așa acolo. Ia. Macetă, să avem conservă, ceaun, clasa de țânțari, zamă, fasole și cu porcă și de la mine porcii. Și facem zamă de banane. Așa e patru? Două triburi. Ce nu-ți place la el? Dacă știu să mă gândesc la Avelina Slavă din trib, probabil fie Alexandra, fie Adina. O să fac un pic mai retoase. Alexandra s-a implicat la muncă fizică, ceea ce e un plus pentru ea. Pe ele două le pot deocamdată. Poate puțin mai mult pe Alexandra. Nu văd așa de implicat, adică să fac orice, să gâfâie până mai poate. Adică ea în momentul în care a atins limita ei de confort, se oprește acolo, adică nu vrea să facă mai mult. De Alexandra am fost foarte impresionat cât a putut să muncească față de Andreea, care am încercat să preia frâiele unui mic lideraș în devenire, așa. Alexandra e foarte implicată, e ok, piții, dar e ok. Este foarte puternic, are potențial. Nu mi-e frică de nimeni. Când stai cu psihicul bine, nu te mai interesează de aici de aici. Cred că eu sunt Veriga Slavă din primul ăsta. Mă uit așa, nu sunt nici cea mai puternică dintre ei, nu sunt nici cel mai bun strateg dintre colegii mei. De unii mi-este frică, unii mă deranjează foarte rău. E foarte tăcut așa, nu prea știi ce vrea, nu prea spune, ba, mai aruncă așa câte o vorbă, ba... Încă nu mi-am dat seama care-i treaba cu ea. Mamă, stai să-mi face cât mai repede, că vine noaptea, bă. Ce poate să fie așa greu să faci un fel? Ia, perfect! Eu zic ajunge. Poate m-a avea foc, poate nu m-a avea foc. Vom fi ok. Cum dat ușor. Așa, ușor. Hai. Bun, acum. Un minut, hai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hai, lasă. Ușor. Da, o luăm. Uite, ușor.
luat-o. Gata! Gata, avem gata, foc! A reușit să facem focul. Dar ne-a așteptat așa și la modul un scurt timp, 2 minute. Deci nu cred că au fost mai mult de 2 minute. Aduceți vreascuri, rapid! Ești nebun, gata! Avem foc! Oh my God! Mai încercă tu. Cum te simți? Mă, sunt plin. Dacă mai fac un pic de mișcare, se face rău. O să vomit numai... Am un țânțar. Am început să-mi aduc aminte de turele de planton pe care le-am făcut în armată. Am decis împreună că ar trebui să facem pe rând de fază, întrucât noaptea este de-a dreptul neagră și avem temerea că nu suntem tocmai singuri pe insulă. Dina, preiei plantonul de acum încolo. Ce idee de-a nostru. Noapte bună, copii. Se rămâna, mamă. Mulțumim frumos. Hai, veniți la banane. Banana, banana, banana. Banana, banana. Bă, dar chiar arată bine. Deci nu mâncăm orez, mâncăm pila. Fiecare câte o boabă. Într-un pui. Tu ai un... Mamă, de bune. Nu? Hai mă, că e bun, e bun. Care e bun, care e bun. Cât orez am consumat? Jumătate de pungă? Jumătate de pungă, da. Deci avem 4 zile aproape să ducem. Mai e și pentru mâine. Mai o lingură și două. Și pui capacul și mâine. Am prins racul. Îl pui direct acolo. Să-l fierbem sau să-l prăjim? Prăjim. Asta e întrebarea. Prăjim cu totul. Cam un oare... Bine gătit și până ai fi niște plămâie. E ceva de capul? Super, excelent, deci o să fie delicios. O să prindem la rad și să găsesc aici pe plajă o grămadă de gropi. Ar fi genial să ne sară peștii pe plajă sau cum a venit racul ăla, de exemplu. Racul ăla a fost ceva bun, nu știu, a venit așa, ca răsplata zilei. Ce? Nu-i frig? E foarte frig, da, trebuie să venim unii mai înalții, că e frig rău. M-au rupt picioare. Da, și mie. Unde ești, papucule? Între apă și banane acolo mai era un semn pe hartă și am putea să căutăm și ananas. Dacă reușim să găsim și ananas, să zic că ne-am scos. Și după ce terminăm tot, trebuie să găsim papucul meu. Da, 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 ne facem noi cu și căutăm papucul. Da, aici ai zis, nu? Da. Ia fii atent. Ieri când am mers noi să luăm alea, n-am luat eu ăștia doi papuci în mână? Ba da. Și apoi ți-am dat ție și am luat placa aia, eu, toată. Bine, și n-ai adus papucii cu tot cu hainele alea? Oh. Și unde e papuc? Nu știu. Să-i mai adus. Nu găsesc papuc. E dreptul. Nu știu dacă semnifică ceva papucul drept, dar s-a pierdut. Robi, hai să căutăm mai. Da. Știi de ce nu trebuie maceta? Am eu aici pentru două. Tot ne trebuie maceta. Da, dar de baby să le tăiem. Are o idee pentru foc de mult plouă. Mă, bă, hai să căutăm aceste spanii de asistent pagonal. Dar nu trebuie să mă. Acolo e mai mult ca sigur, n-ai eu. Băi, sunt 1000 de dalea pe jos, nu. Normal că nu le-am urcat în mari, e absolut evident. Am urcat puțin pe la mijlocul plajei cu ele și am urcat maceta pe sac. Uite-l cum caută el maceta, da. Mă, de pe stânca aia.
bine, nu mai țin minte. Eu am pus-o la un moment dat pe ăla, dar știu și când a luat-o. Raisa cu tot cu ăla și a dus-o pe mal. Am găsit maceta, am luat-o eu. Dar eu am scos-o. Bun, ok. Da, e bun, nimeni a zis că nu e bun. Are potențial și fizic, și psihic, și are îndemânare, are. Dar sunt și alții care au și cap, au și forță fizică și nu se comportă așa. Ați găsit nimic? Ați insist un pic? Oare ce fac ceilalți din celălalt trib? Ar fost mai bine dacă aș fi fost în tribul celălalt. M-aș fi conectat mult mai bine cu oamenii de acolo, ne-am fi înțeles mult mai bine, am fi fost pe aceeași lungime de undă. Au o problemă dacă ai unghii făcute, dacă am o bluză rozie, toți au culori închise. Eu sunt puțin din alt peisaj și atunci ești taxată ca o prințesă, că mai fac ei glume și mă enervează treaba asta. A venit prințesă. Îmi lipsesc cafeaua și pachetul de țigări. Eu sunt cel mai fericit că n-am cafea și mai prezut de orice că n-am telefon. Credeam că o să avem un adăpost pe care, deși l-avem jumate, n-am putut să-l folosim pentru că e pus într-un loc în care, chiar dacă băieții construiesc în continuare la el, nu va putea fi folosit niciodată. Sunt foarte mulți gândaci acolo și multe furnici și alte insecte care ciupesc rău. Am dormit pe plajă. Pe noi toți. Hainele alea n-au nicio șansă să se usuce niciodată, pentru că e umiditate foarte mare aici. Și așa vor fi de acum încolo, probabil, toate nopțile. Ai, ok, dacă stăm aici în fund și mergem mai în față puțin. Mi-aș dori foarte mult să pierdem prima probă și să fiu dat afară. Pentru că nu-mi place deloc ce se întâmplă aici. Nici măcar apa nu e bună. Dacă nu găseam moc și orez, ce făceam acum? Nu mâncam. O să ce dăm, o să vezi pe rând. Și niște caute cu doar 12 ore. Este foarte greu, adică cred că nimeni nu înțelege până când nu e aici. Adică îmi dau lacrimi, chiar e greu. Asta e început, ești tot mai puternic. Da, foarte radicală e schimbarea. Este prea o chestie. Mai degrabă să ne facem probleme pentru hrană și pentru apă. Sunt persoane poate care își exteriorizează mai greu sentimentele și persoane care sunt mai sensibile. Chiar dacă sunt puternice, sunt sensibile și atunci inevitabil plânzi. Mai devreme ne-am îmbărbătat eu și Adina reciproc pentru că amândouă suntem un pic mai sensibile și ne exteriorizăm. Toți factorii adunați, lipsa mâncării, faptul că am dormit sub cerul liber și ne-a fost frig și faptul că totul este nou și nu suntem obișnuiți. Sunt puternic, o să merg mai departe, dar am emoții și te șochează, nu știu. Nu am nevoie de oameni plăcuți. Poate mai mult decât mine, nu? Avem niște fete care sunt cât de cât mai obișnuită cu viață bună. Auta, Adina ce are? Adina ce are? Adina nu mai vrea. Au! Să le legăm partea de ușa pe am tăiat, facem una mai lungă și le și de aia și de toate. Îmi place să stau puțin mai departe, mai în umbră la început. Apoi intervin, încerc să aduc niște argumente când e vorba de ceva, să vin cu o idee în plus. Nu vreau să intervin prea mult, pentru că cu cât intervii prea mult, cu atât este prost și mai bine taci. Hai să găsim ananas. Am găsit o căpățână de ananas, frunzele de la ananas. Hai să găsim, sigur, ananasul e îngropat. Și zicea că s-ar putea să fie îngropat în pământ. Eu sunt polițistă, dar mă dau vânzătoare. Nu vreau să fiu o țintă. E bine să mă dau ceea ce m-am și dat. Nimeni nu bănuiește nimic, toată lumea e ok. Trăim în pace. Asta-i, nu? Asta sau ăla? Sau ăla? Nu. Eu am zis că prima ăla e aloe. Dar nu e, e ananas. O să-mi fac o alianță puternică, aștept să ne mai cunoaștem puțin, să nu iau prin surprindere, să nu fie ceva ca și cum, wow, de ce fata asta vine la noi să facem o alianță secretă? Deocamdată mai lăsăm puțin să ne mai cunoaștem. Și de ce mi l-a dat aici? Ca să-ți... Cu trei palmieri. Băi, Dedi, unu, doi, trei palmieri. Uite, mă, la nasul e aici, mă, ăsta-i. Ăsta ciopi. Sau fiind copac?
Zap este un tip super de treabă, deși la început pare enervant, pe parcurs îl cunoști cu calități, defecte, cum are orice om. Se vede că a avut o copilărie grea și se pare că are nevoie de atenție. Nu am găsit nimic, deci singura soluție era nasul ăla de jos. Iar o să fie una din alianțele mele secrete. Vreau să-l duc până la final. Uite banane! Am văzut banane! Dacă tot am venit până aici, nu pot să mă întorc cu mâna goală. Wow, în acest moment, cu Raisa ar fi prima opțiunea mea pentru alianță, dar n-aș ține-o până la final. E mult prea plăcută și nu am nevoie de oameni plăcuți. Zap, o să țină cu mine, o să țină cu rețetă. Da. Bananele, și acolo, și acolo, și acolo. Ananasul, m-a dus să-l scot din pământ, că ăla e altul meu. Eventual vorbit cu el. Eu sunt dispusă să vorbesc și să explic cu toată. Nu se poate chiar așa cum ar vrea el. Dacă înțelege bine, dacă nu... Facem mai multe cu mine, nu? Eu am vorbit astăzi cu ea și m-am spus foarte bine. Nu pot să-mi dau seama, dar așa ca o analiză, cred că ar fi Otniela prima pe listă pe care aș elimina-o în cazul în care tribul nostru ar pierde. Asta e dublă distanță. Hai să punem la prima. Dublă distanță în partea aia. Andrei. Da. Adică dacă te modai în două, te ajunge și aici, aici. Hai să vedem. Și una aici și una aici. Hai să vedem. Și asta de aici o împărțim așa. Și mai trebuie pe tavan, una și aici una. Oricine ar spune, trebuie să aibă el o altă soluție. Sau să verifice el că e mai bine. Numai el ar putea să facă bine, restul nu. Și evident, Andrei, și vrei să o faci, go ahead. Îl aștept să văd ce poate să fac. Cu cât calcă pe bec mai mult, cu atât mai rău pentru el va fi. Eu sper să nu, să citească în sfaturile pe care le dau și în ceea ce îi spun, să face câteva greșeli care deja sunt observate. Wow, o să ne bucurăm de atâta adăpost, deci chiar o să ne bucurăm de adăpostul ăla. Și după ce? Că avem niște fete care sunt însă decât mai obișnuite cu viață bună. Nu cu viața de asta de uite pietricica, uite nisipul, uite stoica, uite plaja, uite dormitul pe plajă. Dar când v-a zis Madina că vrea să plece? Azi dimineață. Ah. Bă, trebuie să-i facem ceva să o iei. Avem un motiv. Dar n-ați întrebat-o de ce? Ce a zis? A zis nu. Nu mai poate. Nu, de ce? Nu s-a aștepta așa, să fie așa greu. Ce e greu? Păi să zic că ce e greu. Totul. Ce totul? Trebuie să fie ceva. Fiecare are frică pe cântile. E normal să fie mă greu. Da, uite, spre exemplu și Diana. Privință. Mie mi-e greu că nu prea mâncare. În rest nu mi-e greu. Am pus ăștia. Hai să facem o pauză să facem ceva cu ele. Că altfel o să cadă toate. Ne-am canalizat noi toți patru să construim adăpostul ăla. Varianta Andrei. Dar, fetele, nu trebuie să neglijați. Riscăm o nefăcută, ceea ce nu e ok. Uite, vă așteptam. Ce-ai făcut? Mai tras cu urechea? Nu. Nu lucrăm. Nu știu, dacă am aude cam tot ce vorbești și de mai încolo. Mă întrebam dacă sunteți supărați și dacă aveți să ne spuneți ceva. Nu suntem supărați, ne gândeam să ne reîntregim. Uite, Adina ce are? Adina ce are? Adina nu mai vrea. De ce? Că nu mai vrea. Păi ce înseamnă nu mai vrea? Asta sau asta fătii și mare, nu mai vreau. Nu mai vreau, că ce? Că nu mai vreau. Facem o baie așa? Ba da. Pă bune, să ne... Dacă joci la dublu, te zice că e ca și cum ești cu noi, da? Bine. Ai, când o să te protejeze, te țin, te țin, te țin, dar după tot eu o să țin. Da, sunt convinsă de faptul ăsta. O să vin și eu, da, hai. Da. Voi v-ați gândit că în momentul în care pierdem primul joc, nu vreau să mă gândesc la asta. Prima eliminată e o fată? Păi și ce crezi că am putea să facem? Că sunt unii dispuși să colaboreze cu noi. Da, dar sunt mai multe posibilități. Ideal ar fi Robert sau Alex. Inițial ziceam de Mircea, dar nu știu, Mircea îmi pare puțin schimbat. Cine ar vrea să țină echipa unită, indiferent că ne face cu o și cu oțet, ar fi Lucian. Cred că Lucian ar merge cu oțetul. Da. Ar merge cu priva celelalte echipe. Jocul lui este să câștige. Să vă zic, nu mă interesează de ce. Haideți că vedeți ce vă fac. Ok, noi să le suntem... Da, noi... Ok, să stăm, da. Rămânem. Ok. Am făcut. Da. Eu nu cred că Ina mă place neapărat, dar pot să mă înșel, adică asta e prima mea impresie. Chestia este că una dintre noi, fetele, o să zboare. Eu încerc să fac o alianță cu băieții mai degrabă decât cu fetele, dar în momentul ăsta sunt aliată cu amândoi. Și cu grupul fetelor și cu grupul băieților. Au, au, au! Au!
Vai! Cercel? Nu, mă înțepa! Sper că nu-i frică! Hai să... Deci deja, e a doua oară! Aleat. În finală, noi doi. Să ne și adunăm toți, să facem o activitate gen la pescuit, să stăm și să socializăm mai mult decât o facem acum, pentru că suntem cam împărțiți și se și simte. Cum spune programul? Sweet potatoes. Exact așa crește cartoful domnului. 100% cartofi dulci. Dacă facem cartofi. Mâncăm un cartof prăjit. Avem ulei, da? Avem ulei. Avem și ulei, păi n-am mâncat degeaba ulei. Și puțin brânzică. Și avem și puțin. O să hai că mâine, uite, o să facem un leagăn și s-ar putea să-ți placă. Și băgând ideea asta în cap, o să aștepte până mâine. Și mâine se face foie, mâine și se obișnuiește cu ideea și gata. Ce bine arată! Fetele, suntem datoare să le dăm câte un pupic la băieți. Dă-ne ceva de mâncare, ia. Să mâncai? O să ne jete și... O să faci foc, să fac nimic. Dacă... Și cu ce? Ei, cu apă de mare. Nu, cu gem. Gem de banane. Haideți încoa, să vă arăt ce am găsit. Ce? Ina, lasă fuză, nu știu care e asta. Ziua de azi vă poate aduce multă bucurie, dar și multă supărare. O încercare stă în calea voastră. Haideți încoace. Iar drumul este deschis de o barcă. Fiți pregătiți cu hainele în geant. Și mai jos? Și atât, nu mai e mai jos, că da, dacă îl deblochezi, da. Dacă îl deblochezi, nu mai e. Nu vă aștept. Hainele pregătite, bagajul. De nimic. Ciocolată cu caramel. Da, hai să mergem să ne facem toate nebunile. Păi acum am. Acum, da, mai hai. Pune focul. Hai. Bă, ești nebun. Dacă câștigi, o să fie bucurie, nu? Dacă pierzi, o să fie tristeță. De ce hainele în geantă? Și resursele noastre. Poate se gândesc când vom merge sport sau nu știu. Cu hainele în geantă înseamnă eliminare. Da, haideți, da, e prost. Salut, supraviețuitori! Salut! Am ceva pentru voi. Apă rece. O să-i rog pe liderii triburilor să vină să o ia. Apă rece. Mulțumim! Mulțumim! Too big! Știu că voi ați reușit să faceți focul. Da. Cum v-a reușit asta? După multe încercări. Îndemânare. Multă ambiție. Aveți și un lac în spate. V-ați aventurat acolo? Cu privirea ne-am aventurat. Doar cu privirea? De ce? Așteptăm undițele. Aha, vreți undițe. Nu ne prea băgăm. Sunteți mulțumiți cu liderul tribului vostru? Da. Foarte mulțumiți. Știu că tribul Hanina a avut de-a face cu ploaia. Da. Un lucru de care voi n-ați avut parte. Am văzut la depărtare, fulgeri, le-am văzut. Ați văzut la depărtare. Spune ceva despre vremea de aici. Este foarte tipic să ai furtună pe o insulă și soare pe cealaltă. Cum v-ați descurcat în timpul furtunii? Foarte bine. Foarte bine. Am dormit. Am dormit în continuare. Am dormit, ne-am de treabă. Dar foc aveți? Nu. N-a fost cald. Nu, o să-l avem azi. Și vă mai lipsește ceva, vă lipsește o machetă. Da? Exact. O, da. Cine a pierdut-o? N-a pierdut-o nimeni. S-a pierdut? S-a pierdut singură. Voi sunteți mulțumiți de liderul vostru? Da. Ambele triburi sunt foarte mulțumite de lider. Ei bine, astăzi vă veți înfrunta pentru prima dată pentru recompensă. Și este momentul să alegeți un nou lider. Prin vot. Am să-i rog pe fiecare dintre voi să scrie numele persoanei despre care ei cred că ar trebui să fie lider.
se rupe. Lucian, am să te rog pe tine să ne citești primul vot. M-am votat pe mine, ca așa am constat. Raița? Am ales pe Robert pentru o schimbare. Maria? Pentru că? Pentru că, într-adevăr, este un lider pentru mine, dar a fost la bun început, așa l-am privit și face treabă bună. Odmiela? L-am votat pe Robert. Ina? Rămâne Luci. E un lider care știe să se muleze după ce din jurul lui. Alex? L-am ales pe Mircea. Robert? Mircea. Ultimul vot. Luci. Dacă ai un lucru care funcționează, nu merită să-l schimbi. Avem un câștigător. La Hanin au avut loc alegeri și liderul a fost reales. Să vedem ce se va întâmpla la Too Big. Diana, este rândul tău. Eu să-i predau ștafeta lui Andrei. Tu vrei să-i predai ștafeta, acum să vedem ce vrea și poporul. Iulian. Am votat-o pe Diana, are încredere în noi și e foarte modestă. Mulțumesc. Andrei. Și eu tot Diana. Andreas. Andrei, pentru că e un om care ne motivează și e plin de energie și ca să facă multe chestii deodată. Alin. Eu am votat cu Diana pentru consecvență și pentru calmul de care a dat dovadă. Alexandra? Eu l-am votat tot pe Andrei. O alegere foarte strânsă. Mircea? Eu l-am votat tot pe Andrei. Avem 4 voturi Andrei, 3 voturi Diana. Eu am votat tot pe Dudu. Cine este Dudu? Andreea. Dudu este Andreea, să știm și noi. Așadar, avem un nou lider, pe Andrei. Super. Bravo. Felicitări, Andrei. Am să-i rog acum pe vechiul și noul lider să facă un pas în fața tribului. Urmează ca triburile voastre să se înfrunte pentru recompensă. Iar voi veți lua o serie de decizii care sunt foarte importante pentru felul cum va decurge această luptă. Lucian, va trebui să-l alegi pe membrul tribului tău despre care tu crezi că este cel mai bun înotător și să-l inviți alături de tine în față. Mircea. Mircea este ales de Lucian. Andrei, trebuie să faci același lucru pentru tribul Too Big. Iulian cred că are un spate de înotător. Iulian cu spatele de înotător. Lucian, este rândul tău să alegi acum un membru din tribul tău despre care tu crezi că este cel mai puternic. Robi. Prezent. Poți să mă aleg pe mine? Da, sigur că poți să fii chiar tu cel mai puternic membru al echipei. Bravo. Lucian, trebuie să-l alegi pe cel pe care îl consideri cel mai agil membru al tribului. Eu. Andrei? Mircea? Mircea. În fine, Lucian, trebuie să-l identifici pe cel despre care tu crezi că este cel mai inteligent membru al tribului. Alex. Alex este al 4-lea membru al echipei Anin, o echipă integral masculină. Andrei, pe cine alegi să completezi echipa ta? Eu n-am nimic cu fetele, dar aleg pe matematicianul Alin. Matematicianul Alin devine al 4-lea membru al echipei Too Big. Avem așadar o întrecere între bărbați. Vreți să știți pentru ce luptați? Da. 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 Un kit complet de pescuit. Aveți gută, aveți ace de pescuit, aveți plasă de pescuit și un bonus, un pește. Pește cu cartofi. Cartofi cu pește. Deci facem cartofi cu pește, da? Prăjiți, cartofi prăjiți. Am să-i rog acum pe concurenți să fie foarte atenți la mine. Am să descriu proba de astăzi pentru recompensă. La semnalul meu, înnotătorul desemnat al fiecărui trip va înnota până la baliză. Va elibera o cheie și se va întoarce în not de unde a plecat. Persoana desemnată ca fiind cea mai puternică va deschide cu cheia lanțul care fixează două trepte foarte grele din lemn. Le va căra până în fața bârnii. Cea mai agilă persoană va traversa bârna, în timp ce manevrează cheia pe sfoara răsucită în jurul lemnului până când va reuși să o elibereze. Persoana desemnată ca fiind cea mai inteligentă va folosi cheia pentru a debloca piesele unui puzzle în formă de turn. Primul trip care rezolvă puzzle-ul câștigă recompensa. E limpede? Da! Da! La semnalul meu,
Pentru recompensă, supraviețuitor, fiți gata? Start! Adică! Adică! Iulian a luat deja un mic avans față de Mircea. Asta înseamnă că tribul Too Big are deja un avantaj în această competiție. Mircea înnoată foarte tare și el își dă silința, dar cumva nu reușește să-l ajungă pe Iulian. În acest moment, Iulian și-a schimbat puțin direcția. Acum a ajuns la baliză. Încearcă să ia cheia, dar între timp și Mircea recuperează decalajul între cei doi. Iată, a ajuns și Mircea la baliză. Mă așteptam să termin, să iau repede și să plec, să ajung primul. Și la un moment dat l-am văzut pe Mircea, că a ajuns aproape de chei. M-am panicat foarte tare. Cap, cap! Amiază-te! Nu faci asta! Iulian a răsturnat întreaga baliză și tot nu a reușit să ia cheia. Mircea a eliberat cheia și pornește înapoi spre mal în acest moment. Am tras și s-a rupt, n-am fost capabil să desfac nodul. A pornit și Iulian către mal. Când am văzut că Mircea e înaintea mea, pur și simplu nu știam cum să reacționez. Că am ajuns primul, plec ultimul, ce o să spună colegii mei, la asta mă gândesc. Și în acest moment sunt aproape la egalitate. Pur și simplu, la un moment dat m-am tăiat. În momentul în care mi-a schimbat stilul de not, n-am mai putut să ridic brațele. Tot timpul am crezut că pot face impresii frumoase, chiar dacă ei nu se așteaptă. Și când eram la baliză, m-am emoționat mult mai tare pentru că n-am vrut să-i dezamăgesc. Iulian înnoată pe ultimii metri și iese din apă. Cred că în scurt timp o să-i se urce la cap. Ce place să faci cel mai mult? Cu iubitul, dar fac iubire, multe. Iubire sau dragoste? Iubire, iubire, iubire. Iulian înnoată pe ultimii metri și iese din apă. Să-l învin pe Mircea la not e ceva impresionant. Chiar sunt bun la unele probe fizice și Andreea chiar nu trebuia să te îndoiești de mine. Mircea încă se străduiește să iasă din apă, acum a reușit în sfârșit. Hai, Mircea, largă, hai! N-am reușit să-mi înving oponentul. Hai, Mircea, hai că pot! Sunt supărat pe chestia asta, pe mine. Mircea i-a dat cheia lui Robert. Andrei a început deja să desfacă cei doi butuci. Pare să aibă ceva probleme. N-am putut să deschid lacătul, s-a rupt chiar lacăt. Am vrut să rup lacătul, n-am reușit. Andrei încearcă să ia împreună. Până la urmă zic totul sau nimic. I-am luat pur și simplu, i-am zis că trebuie să duc din punctul ăsta în punctul ăla. Robert, bine! Hai, hai că poți, așa, așa, bine! A reușit să-l pună pe cel mai mare, dar Andrei vine cu amândoi deodată! Când l-am ales pentru mușchi, am făcut o alegere foarte bună. Cred că avem cei mai buni mușchi din tot concursul. Mircea, cel mai agil, a pornit. Lucian a pornit pe pârnă. Mircea este de asemenea pe pârnă, Lucian un pic în spate. Aici e nevoie nu numai de agilitate, ci și de concentrare și de răbdare. Cu calm, fără să o luăm foarte repede. Lucian face o adevărată echilibristică acolo pe bârnă. Mircea e mult mai calm, mult mai metodic, dar pare cumva să avanseze. Acum sunt la egalitate. Lucian face niște adevărate flotări în diagonală. Al doilea zigzag l-am simțit că se dezechilibrează. Zic, nu, 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 să nu ia de la capăt că eu îl vedeam. Și pe bărbosul ăla pitic curât, cum călărea bârnea, de nu se mai putea. Aici avem o mică problemă la col. Cred că una dintre fete s-ar fi descurcat mai bine. Eu sau Alexandra. Alexandra a făcut gimnastică, eu am făcut patinaj artistic. Cu echilibru stăm bine amândouă. Iată! Cheia a ajuns la Alex, care e pe cale să rezolve puzzle-ul și în curând Mircea ajunge și la Alin în ultimul moment. A deschis înaintea mea el lacătul, eu după. Am tras toate alea. Cert e că am reușit. Greu a căzut pe Alin. A fost cea mai grea probă. Fizic erau toate destul de simple, dar pentru el a fost greu pentru presiunea pe care s-a pus. Alin, mic! Alin pare să fi pus și el trei piese. Așa e bine, așa, alea! Strigam la Alex la un moment dat și el nu ne auzea, nu comunica cu noi, nu nimic. Hai, Alin, să mâncăm pe ștuc! Bravo! Între timp, Alex a reușit să ajungă la 6 piese, dar iată și Alin are 4 care par să se potrivească.
Alin încearcă acum o strategie, potrivește piesele Penny Sim. Ai mei băieți țipau pe o parte, ale mele fete țipau pe partea ailaltă. Și unii aveau dreptate și ceilalți aveau dreptate. Eu eram... Alin încearcă acum transferarea construcției de pe nisip, pe stâlp, să vedem dacă va reuși. Și dintr-o dată are 6 piese puse pe stâlp. La un moment dat i-am zis, calmează-te, tu ești acolo. Pare gata să pună ultima piesă, dar trebuie să ne asigurăm că puzzle-ul este corect rezolvat. Să ne uităm pe toate părțile. În momentul ăla m-am panicat. Veneam să le rotesc așa pe fierul ăla încât să trec cu vederea foarte repede, foarte repede, dar la modul melc, așa, de jos în sus. Din punctul ăsta de vedere vizual stau foarte bine. Iată că proba de inteligență se dovedește cea mai dificilă probă a acestei competiții. Alex a pus o nouă piesă, dar nu este cea corectă. Deci nu am știut ce soluții să mai adopt. Dar le-am adoptat pe toate. Final decision, așa. Piesele par bine așezate. Alex pune și el antepenultima piesă. Alin este pe cale să rezolve puzzle-ul. Hai să ne uităm în jur peste tot. Felicitări, Tubi câștigă prima întrecere pentru recompensă. Felicitări! Bravo! Andrei, Mircea și Alin, câștigătorii întrecerii de astăzi. Felicitări! Toate combinații de înluate câte, nu știu câte piese au fost, habar n-am, dar a ieșit. După o luptă foarte strânsă, Tubig a câștigat recompensa de astăzi. Felicitări! Veniți să vă luați recompensa! Fetele consider că nu au fost deranjate, că am jucat numai noi băieții, pentru că țelul era comun. Noi suntem un trib, trăim ca o familie. Era foarte, foarte important să avem plasa cu care o să prindem viitorii pești. Felicitări pentru fair play! Bravo pentru recompensă, bravo pentru victoria de astăzi. Puteți să mergeți la insula voastră. Anin, ați luptat bine, dar în acest joc, din păcate, nu pot să existe niciodată doi câștigători. N-am nimic pentru voi astăzi, puteți să mergeți la insula voastră. Prova care s-a desfășurat astăzi a fost jucată exact așa cum trebuia să se joace. Cu siguranță îi băteam, cu siguranță câștigam. N-a fost să fie astăzi. N-a fost mare diferență între echipe, doar că ei au câștigat și asta. E o diferență. Eu îmi fac mea culpa pentru mine. Și eu sunt supărat în primul rând pe mine, pentru că n-am putut să-mi câștig partea mea de probă. M-aș fi descurcat mai bine la partea de puzzle. Acum nu mai contează ce a fost. Contează ce urmează. Fiecare știe ce are de făcut. Eu aș vrea în felul următor. Robi, cred că te pe ce mai bine decât mine să te uiți la o hartă și să-ți dai seama ce se întâmplă. Da? Poți să iei harta, da, să-ți iei o fată? El e singurul care și cred că poate să facă. Atunci rămâne și fă focul. Cine pleacă după lacul ăla? Sau eu mă duc după maceta aia. Iar. Mă așteptam la concurs să fiu eu ales, nu Mircea. Ce o schimba chestia asta aici e că în momentul în care eu am votat pentru Mircea ca și lider, l-am văzut vizibil de... Celelalte persoane pe care le-au ales și la colegi, i-am văzut foarte bine aleși. Mă refer la Alex. Cine ar fi avut un sânge mai rece, poate mai pragmatic, ar fi putut fi ca de obicei o femeie. Și anume aici aș fi mizat foarte mult pe Ina. Ina are simțul artistic, sensibilitate vizuală, imediat observă cele mai mici detalii, fiind fotograf. N-am ales nicio fată pentru că știam că vor alege doar băieți. Și am zis, de ce să pierd? Mai bine să fiu la egal și să știu că am pierdut, că nu s-a putut. Au fost echipele echilibrate, au câștigat timp. Bafta lor. Data viitoare. Când am văzut voturile din partea multora, simțind, nu dezamăgire, dar așa, o... ca un semn întrebării, oare ce se întâmplă, oare de ce? Sincer, nu mă așteptam să iasă tot el. Și nu mă așteptam să fie votat de către persoanele care l-au votat. De ce? Cere să se ducă singur? O zic că merge să caute maceta. Cum? De un băț și un bandus? Un spectacol. Vezi că apare maceta, se găsește. Ar fi frumos. Dar ar fi folia. Singur s-au trecut lider. Aș putut să fac chestia asta și aș fi câștigat eu voturile. Nu mi se pare corect. Fiecare avem șansa de a juca rolul unui lider în grupul în care suntem.
L-am ales ca să nu stricăm formația, adică e ok, el ne lasă să fim fiecare să spună ce știe. Deci din punctul ăsta de vedere e foarte ok. Dar astăzi la joc trebuia să o aleagă măcar pe Raisa. Aveam presimțirea că oricum o să pierdem. E vorba de... Nu, de psihic. Sunt uniți, e veselie, distracție, se înțeleg unul pe aici, se încurajează. Apropo de foc, am fost destul de surprinși majoritatea, când am zis, ha, a prins focul. Abia apoi mi-am dat seama că la ei nu plouase ieri, pe când noi stăteam în ploaie ca ciuciuleți aici. Se simte că sunt cinci tare în palmă. Mi-a dat seama care, zic eu. Hai! Hai, de ce pusea să pune? Ia! Da, să ai praf, nu-i fum? Ia! Asta să fie cea mai mică problemă a noastră. Felicitări, așa, cu foc! După ei a plouat. E milă de ei, bă. Ia uite cum reîntregim tribul, care o luase pe arături așa un pic. Când am venit spre probă, n-am venit chiar în apele noastre toți. Bă, la mie chiar mi-e milă de tribul ăla. Tu îți dai seama că îi rocem în seara asta? Băi, nu că de copos n-au, mai au trei banane. Și-au pierdut mai ceva. Am așa pierdut-o, dar nu toți au vina asta. A pierdut-o unul, dar pentru asta trebuie să o plătească toți. Eu nu știu cum ar să mai fie în stare să mai supraviețuiască. Celălalt trib are o situație catastrofală. Nu are mâncare, nu are macetă, nu are foc, nu are absolut nimic, în afară de câteva frunze deasupra capului. E foarte, foarte greu. Bă, la mai bine ne dădea să tăiem până să face focul și să face jarul, să strică peștele ăla. Pe ea, îmi părinți autoritatea. Andrei, ca și lider, cred că în scurt timp o să-i se urce la cap. Ascultă doar ce vrea, doar când vrea. Ca strategie, cred că o să lucrez foarte bine cu el. Cred eu și sper. Dacă nu, this is life. Nu e bine să fii lider în jocul acesta. Trebuie să fii poziția a doua sau a treia. Dudule, nu mai curăța, să trebuie ăla să fac focul, că până să face jarul, o să dureze o oră și să strică peștele. Nu pot să... Spun că statutul de lider va schimba ceva în mine. Faptul că m-au ales, nu cred că a introdus nicio urmă de invidie între noi, pentru că toți am cum mai bune soluții și să legăm cumva un puzzle de adaptare aici. Curăț cartofi? Trebuie să vedem câți cartofi sunt. Mamă, ce bun e. E bun? Mai bine mâncăm așa, jur. Sushi. Da, bun. Nu, nu pot. Nu pot. Și la picior, nu pot să stau. Nu pot să stau. Nu pot să stau, fete. Mi s-a pus cărcile la picior. Nu? Bea niște apă să... Bine, 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 bine. Să nu ridici asta imediat. O luat, o luat. Lasă, 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 lasă. Bravo. Nu mai trebuie. Pregătit restul. Pune, 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 pune. Nu contează, pleacă. Da, trebuie bine, să pleacă din celălalt. Da, bine, totuși, pe asta, pe scumeam energie. Uh-huh! Ei au mult mai multe avantaje, dar tot noi vom câștiga, credeți-mă ce spun. Și mă, o să le facem pe parcurs. Și prima zi, din prima zi, i-au scos focul. Wow! Îl scoatem noi dintre a treia. Care e problema? Sau du-i mai târziu. Sau vedem când va ieși focul. E bun ăla? Ha? Aia e sucă ăla? E sucul lui. Oh, e șmecherul. Mi-e place Max. Trebuie să mai spargem una, două. Ce nu vrea mult și porția lui. Și eu fac cu tine. Cine mănâncă cele mai multe porții, face cele mai multe porții. Așa unde să lua așa o cușie, adică să fie, știi... Ok. Mâncăm și noi ceva. Se resimt anumite obișnuințe ale altor persoane, sunt care au mai trecut prin expediții, prin o viață asemănătoare, să zic. Eu nici măcar n-am fost cu cort. Nu pot să mă raportez la condițiile lor sau la ce înseamnă pentru ei aș depăși limita. Pentru că la mine am depășit limitele, înseamnă a dormi cu funici pe sub mine. La ei aș depăși limita, înseamnă a mânca lilieci, să-i prind. Deci eu când am auzit așa ceva, nu știu, în fine. N-am ajuns până acolo încă, dar asta nu înseamnă că îi terorizez că mi-e foame. Nu. Eu am mâncat mai mult, asta a fost alegerea mea. Eu nu mănânc, nu mănânc și cu asta basta. Nu mănânc.
Mamele astea sunt paradis. Regal, mă-l dă-mi sprafețire, să nu-ți fie scârbă. Nu poți să le mănânc, bă, ce zic eu, îi face mișto, dar n-ai cum ca n-au gust. Bă, bă, cât de foame mănânci eu, ce ești nebun? Am ajuns și la concluzie. Nici măcar n-are gust de coco. N-are gust de nimic. Cum n-are gust de coco? E coco să trec, băi. E verde, nu? Ca să trebuie să mă stea încă lui pe fagă. Eu am mâncat. Au câștigat și ei, bă, bă. Fac toxi infecția alimentară de la pește, la leșină de opțiu. Mod, ca pește! Doamne, e bun! E bun, e bun. Toți pe bunte! Ce aveți, mă? De la pește. Bă, Vasu, stai pusul. L-am văzut doar, ce să fac, să mă duc la el? A? Bă, uitați-vă cât e de mare! Bă, asta foarte capul nostru. Păi noi cu asta avem... Deci are 40 de metri asta, lejer. Vă ajut? Mâncarea asta. Ce cu mâncare? Să nu mergem, că sunt nebune. Cum? Da, avem cartofii. Așa. Vreau să facem toți cartofii, să-i prăjim toți odată astăzi. Păi și mâine ce mai mănânci sau pui mâine? Cine îți garantează că viitor să duci și probai? Să lăsăm cartofii care rezistă și la căldură și poți zi. Să-i facem și altă dată, că crede-mă, un cartof la un moment dat, nu o să ai nimic de mâncare, o să facă diferența. Nu, că să facem tot peștele cu toți cartofii. Astăzi. Ce vor să... Da, ai și tu dreptatea asta cu toți cartofii odată, dar nu, oamenii se simt entuziasmați, am câștigat, suntem cei mai tari, știi? Nu, să-i să bucure. Nu, te văd de ce ai pus mai mult ulei. Pentru că mai am un sfert de sticlă de ulei și am încercat să mai păstrăm și pentru orezul care se face mâine. Și am plecat, dar mi-a okay, face voi și... Ok, ciocolată. Nu, da, că poți mai ales ușor. Dar ce te surpreză din asta? Nu, super, dar că... Băi, dacă ai plecat, ce înseamnă? Să iei jucările și pleci? Gândește-te că fetele astea vreau să renunțe amândouă. Știu. Așa, măcar bucură-te că au reînviat cumva, că am câștigat proba asta și că avem ce mânca și așa. Dar nu poți să renunți greu și cum trebuie. Da, dar măcar am reușit să le aducem pe acoa de plutire. Scuze că vă întrerupem. Stai că-ți fac eu rezumatul. S-a supărat că facem toți cartuși. Da. Are și ea dreptate, da. Și restul au dreptate. Și asta mi-a explicat. Gândește-te că fetele de dimineață erau distruse. Tudu e un copil răspățat. Și atât. Sper să se adapteze și să fie ok. O să fie mult mai groaznic de acum încolo. Dacă nu reușești să te adaptezi din primele două zile, te duci din ce în ce mai mult în jos. Peștele oricum trebuie făcut tot. Da, normal, când în cap facem ciorbă și celălalt prăjim, da. Ce-a făcut să ustură rău. M-am ars ca o tâmpită, am vrut să pun peștele în ulei încins și nu mi-am dat seama că fiind proaspăt spălat o să sară atât de mult. Și mi-a sărit tot pe picior și pe mână și pe degete și am făcut niște bășiciuri de aici, văd că sunt albe, nu sper să fie ok. Dar mă ustură foarte, foarte, foarte tare. Asta e tata, dar îți fiu mai atentă. Stai pe spate așa, hai. Lasă jos. Doamne. Ai mai gătit vreodată? Da, evident. Dar știi cum a sărit așa, la distanță. Era foarte insins și de aia. Să avem grijă, mă. Dar ustură rău în apa asta sărată. Nu, lasă. Vrei să-ți treacă sau vrei să te ustură și mai rău? Vreau să-mi treacă, dar și doare rău. Te gândeai că o să mănânci cartofi prăjiți pe insulă? Niciodată. Bine, nici ăștia nu sunt prăziți, sunt... Arși. Dar sunt vai, n-ai idee. Dar știi cât te satur din asta? Deci mie la un moment dat nu mai puteam. Ușor, mesteci mult. Ce? Sau vrei să mănânci în cahaple? E cohan. Și vezi că avem și ciorbă. Avem și ciorbă? Ha, păi de ajuns, mai prindem un rac. Ai iubit? Da. Ce-ți place să faci cel mai mult? Cu iubitul vreau să fac iubire, multă. Iubire sau dragoste? Iubire. Andrew, tu ce faci în viața de zi cu zi? Depinde la ce oră. La ora care-ți place ție mai mult. Dorm. Bă, mi s-a stricat șlițul de la pantalon. Da, să fim puternici mai puternici. Ce nenorocire!
Alexandra, nu știu cum o să dormi tu cu asta cu fritul după mine. Vă invităm în clubul nostru. Bă, zic că n-am mișchi roți pe mine. O să dorm cu fața la el. E greu. Mă așteptam, dar e foarte greu. Acesta este simbolul imunității. Tribul care va pierde va trebui să voteze un membru care să plece de pe insulă. Cele două triburi sunt acum la egalitate. Băi, ce-i mă cu Dudu? Sper să nu se strice armonia dintre noi. Mihaela și cu Larisa sunt degeaba în timp. Bate în palmă? Prima persoană votată să plece de pe insulă.